Stavrofora Gabriela Platon, stareța mănăstirii Voroneț din județul Suceava, a primit ieri din partea înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Ordinul Crucea Bucovinei. Distinția i-a fost înmânată de o delegație formată din preoți consilieri de la Centrul Eparhial Suceava, cu prilejul împlinirii a 60 de ani. Stareța mănăstirii Voroneț, Gabriela Platon, a împlinit ieri vârsta de 60 de ani. Cu această ocazie, din partea înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, aceasta a primit Ordinul Crucea Bucovinei, cea mai înaltă distinție a eparhiei, în semn de apreciere pentru bogata activitate desfășurată în cadrul mănăstirii. Este din adâncul sufletului această mulțumire pe care o aduc lui Dumnezeu pentru toate câte mi le-a dăruit, mi le-a rânduit, mi le-a hărăzit în anii de până acum și mai mult decât orice spre viitor îmi doresc ca Dumnezeu să mă ocrotească, să-mi lumineze mintea pentru ca în tot ce va urma să pot să fac alegeri cu înțelepciunea lui Dumnezeu și nu cu mintea mea. Aș spune tinerilor de 20 de ani să nu-și imagineze cum va fi la 60 de ani, pentru că la tinerețe îți face o imagine greșită despre cum va fi la 60 de ani. Mulțumesc lui Dumnezeu, există o tinerețe în Duhul lui Dumnezeu, în spiritul trăirii prin Hristos și spun că da, e foarte departe starea de a fi de acum față de ce am crezut că va fi când eram cu câțiva zeci de ani în urmă. Stavrofora Gabriela Platon s-a născut în data de 4 iulie 1963 în localitatea Valea Seacă din județul Neamț. A intrat în monahism la Mănăstirea Moldovița în anul 1982, iar din anul 2018 este stareța a Mănăstirii Voroneț. De-a lungul anilor a primit diverse distinții și diplome, a participat la conferințe și a scris mai multe volume și articole.